Dacă proiectul propus de Ministerul Tineretului și Sportului va fi aprobat, cluburile care sunt finanțate de la bugete locale sau județene nu vor mai putea plăti salarii din banii primiți prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor județene. În forma actuală a legii există prevederi potrivit cărora prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean se pot repartiza sume de la buget inclusiv pentru cheltuieli de natură salarială. Aceeași lege prevede că tot prin hotărârea Consiliului Local sau a Consiliului Județean poate fi susținută finanțarea activității instituțiilor cu specific sportiv din subordinea respectivei instituții pentru finanțarea activității structurilor sportive locale, constituite ca structuri non-profit în condițiile legii, participante la competițiile sportive locale, regionale, naționale și internaționale, organizate în conformitate cu statutul și regulamentele federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, în baza contractelor și a programelor sportive ale acestora. Proiectul depus de Ministerul Tineretului și Sportului pentru modificarea și completarea legii 69/2000 elimină posibilitatea susținerii cheltuielilor salariale din fondurile alocate de la bugetele locale sau ale județelor prin hotărâre de Consiliu. Astfel, banii vor putea fi utilizați pentru finanțarea programelor sportive de interes public ale cluburilor sau asociațiilor care aparțin autorităților administrației locale sau județene, dar și ale cluburilor sau asociațiilor de interes privat, dar nu și pentru cheltuieli de natură salarială. Din acest punct de vedere, singurele cheltuieli permise sunt cele pentru indemnizații sportive, însă acestea nu pot fi asimilate în contracte ca fiind salarii pentru că o indemnizație sportivă se acordă sub formă de bani sau de alimente, dar nu poate fi mai mare de 900 de lei. Inițiatorul proiectului susține că în acesta se precizează în mod clar principalele atribuții specifice ale autorităților administrației publice locale în domeniul sportului, structurile sportive și programele sportive de interes public care pot fi finanțate din sume de la bugetele locale sau județene și categoriile de cheltuieli eligibile. Modificările și completările introduse sunt de natură să clarifice rolul și atribuțiile autorităților administrației publice locale în sport, fără să contravină principiului autonomiei locale, se mai arată în respectivul proiect.